tună această idee, să încerce să o aplice și poate, se poate transforma din cititor în autor. Și în sensul ăsta, foarte mulți tineri chiar au texte care, zic eu, se depășesc pe sine. O altă performanță a acestei antologii e că, de fapt, după căderea Uniunii Sovietice, e prima antologie de proză scrisă de tine. Până acum nu mai există așa ceva în Republica Moldova. Sper să continue tradiția. Poate mai aveți și dumneavoastră întrebări, după care sau mai citim niște proze, sau încercăm să mai comentăm cartea. Vă invităm și să o cumpărați, 10 lei costă. Da, sigur că relația elev-profesor, văd în sală și mulți profesori, să nu credeți că Carolina, de exemplu, sau Felicia, sau nu și respectă profesorii. Au o admirație față de profesorii lor de liceu și de la universitate. Dar nu e vorba de a satiriza sau de a ironiza. E vorba de a încerca să decomplexăm unele raporturi, de a vorbi despre viața reală. Viața reală și din liceu, dar și viața reală din societate. Adică păstrându-ne stima și respectul, pentru că profesorii, sigur că sunt în felul lor niște eroi. Lucrând în acești ani, sunt și niște modele pe care v-aș poate. Dar, pe de altă parte, elevul este o ființă foarte complicată. Este un om cu o viață interioară foarte bogată și interesantă și imprevizibilă. Adică sunt multe aspecte despre care, în proze, de exemplu, nu... Imaginația. De fapt, personajul principal al acestei întâlniri este Carolina Bozdean, așa că o rog și pe ea să răspundă la întrebări. Ea, acum, în revista SEM, urmează să apară un articol despre cap, un articol foarte amplu scris de Ana Colmoran. Face o analiză temeinică a acestei cărți și alte analize vor mai apărea în revista Clipa, în numărul din această primăvară. Adică, cartea n-a trecut neobservată. Cine, Ana Colmoran? Și imaginația să ți-o pui așa, în funcțiune, să ți-o pui la lucru. Deci, cum vi s-au părut dumneavoastră aceste proze? Ale Felicii, ale Carolinei? Cred că sunt diferite față de proza, cu tot respectul al lui Ion Drusă, sigur că e un scriitor bun, dar e diferită. Sau ale altor scriitori. Este o proză, ca să zic așa, a timpului nostru, nu? Da. Dacă doriți, mai putem audia o proză, mai fac și eu foarte moldovenesc. Ce știi mai bine? În cobor moldovenesc, eu știu foarte bine, adică cunosc foarte bine mentalitatea multor moldoveni din țară. Și o exagerare între nu tot așa, dar eu tot ironizare. Și la fel, cunosc foarte bine liceul și... Cred că e important să spui ce știi tu. S-a făcut mai frumos sau nu? Se apucă să desfacă bandajul pășunat deasupra genunchiului. Începe să devină lipicios. Sora medicală trage mai tare, dar acesta stă plin de piele. Desface un flaconaj cu o soluție pe care o picătură cade peste bandaj. Acesta nu se mai ține și reușește să-l desfacă până la urmă. Acolo e o porțiune de piele arsă de culoare neagră și o linie groasă albă-roșie în jur. Este țesutul necrotic ars. Intră și medicul cu o tavă pe care se află un clește, un bisturiu, un vas de fier, câteva pachete cu tifon, o seringă și o cutie cu ampule pe care scrie novocaină. O pune pe o masă pe care mai era o sticlă cu alcool etilic, un vas cu multă vată, un vas de fier, câteva sticluțe cu diferite lichide, pe una din ele am deslușit fiind scris Betadine. Medicul se apleacă asupra arsurii de la picior. Da. Nu se mai prinde rana asta necrozată. Trebuie să înlăturăm porțiunea de piele arsă. Deci ce tare e! Ia cum se aude când lovesc cu degetul. Anume, acest țesut mort împiedică cicatrizarea arsurii. Nu te speria, va fi în regulă. Este ca și cum voi desprinde pielea prăjită de pe porcel. Ioba! Vino și dezinfectează cu alcool rana. Așa. Ia cum se aude când ciocănesc cu degetul.
Mă uitam cu jumătate de ochi cum ciocâna ușor cu unghia în epiderma înnervită și zâmbea. Nu purta mânuși de cauciuc, îmi atingea rana cu degetele goale. Doamna Liuba pleca arsura cu o bucățică de vată umezită în alcool, iar medicul îmi apucă piciorul și se uita atent studiind privirea. Apoi ia vasul de pe tavă și îl pune sub genunchiul meu. După asta, ia bistulieul în mâna dreaptă și îl înfige în pangrenă. Genunchiul îmi zgâlțe brusc în acel moment. Medicul ridică ochii spre mine. Am uitat să te întreb dacă ești gata. Chiar ați uitat. Deci ești? Nu, nu sunt. Doare ca naiba. Nu ai încotro. Dacă nu înlăturăm șolipul ăsta ars, te efectezi. Resuflu adânc. Doctorul începe să ciopărțească mai adânc cu bistuliu. Apucă cu degetele pielea desprinsă și taie mai departe. Și vede degetele murdare de sânge. Liuba, adun ceva să-mi șterg degetele. Sora aduce tifon. După ce își curăță degetele, ia un clește special cu care se apuce bucata de piele mortificată desprinsă. Mișcările cu care le face cu bistuliu sunt mai dese. Îmi mușc buza de jos și strâng cu forță cearșafurile. Piciorul pe care mi-l operează începe a tremura. Nu tremura, încearcă să te relaxezi. Dar nu pot controla, tremură de la sine.